Bună ziua! Să filmez și eu un pic. Numai un pic filmez. Nu filmez un pic. Prieteni, stăm aici, bem a doua cafea. Am și eu cafea, mea nu puteți să o beau. Unde? E acolo. E necal, nu știu, nu mă simt bine. E năbușală, vezi cum... Aici, am foișurul ăsta, nici eu nu mă simt bine. De ce? Că arde, așa, e cald. De ce nu-ți dai și tu fârleaja ta jos? Nu, fârleaza mea nu se dă jos. Mă, bubulia, să ieșim și noi undeva. Lasă-mă, Tatăna, să ies, treaba aia, nu mai pot mânca. Tu toată viața ta n-ai avut treabă. A, te duc undeva. Mama, hai să ieșim și noi, mai trebuie să bem o limonadă cu gheață undeva. Să stăm și noi în terasă undeva. La care terasă să te duc de aia? Ui, ceva unde mai retras așa, să nu mai văd rasă de la țigani. La OEV! Păi acolo vin țigani. Păi vin și pleacă, nu stau, că e scump. Să nu mai văd rasă de țigani. Asta. Păi și noi ce suntem, mamă? Că suntem țigani. Dar nu facem rău cum face alții. La nu lăsa asta, nu mai vorbi chestiile astea, că nu mai vreau să aud chestii din astea. Mergem la OEV și bei o limonadă mai târziu, un fresh. Mergem? N-am bani, nu-mi dă bărba. Fac eu cinste, că las mă de la mai. Lasă-mă că am pus azi dimineață. De ce? A pus și el cu baba lui o poză și a pus... A pus-o mai demult, n-a pus acum. Eu acum am văzut. Nu, și am prins. Cine să culeagă cireșele astăzi? Au zis că vine Regina. Aducem oameni de pe stradă să... Pe unde vrei să urc eu? Vezi că ești nebun. Să urci. Uiei pe alea de jos și faci dulce astea. Sunt verzi de jos, că le-am mâncat. Verzi, unde vezi, verzi? Pe-am mâncat o grămadă din ele. Adună-mă aștept. Lasă că aduc oameni să culeagă, să dăm bani. Nu. Mai bine nu mai ziceam. Mai bine nu mai ziceai. Păi lasă să strici, uite, s-am negrit. Păi cine să urce în pomul? Că eu cât pot. Urci, uite, ai urci. Lasă că ne descurcăm, gata, taci. Și iei și faci măcar două borcane. Două. At. Ele sunt de compot, mușcate toate. Gem facem. Nu compot. Dacă nici pe alea nu le putem sculege. Dacă mai lăsați aici, vom găsi un pic. Nu am lăsat eu nimic. Nici mai are un pic și rămâne fără gloată. Am zis că pun aici un carton cu un pic să scrie pe foaie. Că eu nu înțeleg ce zice. Păi nu îi trece pentru că și se forțează să vorbească și nu o să-i treacă niciodată. Uite, a pus pe coteț la pui, a făcut să nu mai... Bubu-i supărat cu coperișul lui. Ce-ai făcut de mâncuri? S-a dus banii mei. Da. Ar făcut ce mai rău? Mai rău, serios vorbesc. Nu te-ai supărat pe mine, dar e așa. Supărat? Supărat sunt, doamne, iar supărat. Nu, de ce aveți? Vremea asta. Atmosfera. O să mă pun în pat. Azi ce gătești, mamă? Nimic. Am gătit ieri prea mult. Deci nu mai vreau nimic fără pentru mine am picioarele umflate, nu mai vreau nimic. Vreau un iaurt. Ciorba s-a stricat. Știu. Da. Am căzit-o mă dăm. Am făcut ciorba ieri și am lăsat-o, n-am spus-o și... Dați vaccin. Dacă vrei să faci, să aveți pui, aveți... Nu mai sunt pulpile de la pui. Bă, ia. Nu știu. Doar ce cere betul meu, iubitul meu. Ce dacă vrea ceva special să-i fac, îi fac. Nu înțeleg. Păi că mâncă la mămică. Nu duci o mână tot acolo și restul vă descurcați. Pe
Și mai târziu, cine mai caută să papă? Vezi că nu ne mănâncă. Da. Facem un pipet și așa, și mergem la cuitorie așa. Mama sună să-i ducem aparatul. Lasă chestia asta, mă duc să fac chestia mea, că după aia nu mai o fac. E fie, mă fie. Păi lasă că mergem și colo și colo. Mamă. Închide la... Nu închide, că cât e ceasul? Tu mai de seară la 6 închide, la 8. Cine mă sună? Bietul meu mă sună. Dacă mai pune David telefonul meu pe silențios, să vezi ce fac. Îmi dau bătăiță. Uite găina prin grădină, una. Ei ne-au plecat ăștia înăuntru. Eu am făcut curățenie pe aici până a plecat în oraș cu mama. Am spălat vasele, că poate veni cineva și na, să fie curat. Am șters masa. Și vedem acum ce gătim mai târziu. Ia uitați-o și pe nemijulică. Ce nașpa e că nu am trepiedul. Am uitat la bunica mea frutura din bio. De când cu ziua copilului și merg să-l iau pentru că e aiurea fără el. E așa un cald, un năbușal, așa, aiurea. Sau cred că înfuișorul ăsta e așa. Hm? Nu e așa? E zăpușeală afară. Asta e nor. Și e cald. Da. Păi nu mai știu ce să gătesc astăzi. Se gătește mama, Mădălina, cine vrea. Eu astăzi la bucătărie nu mai intru. Ce trebuie să pui ceva să mănânc? Hai că spun acum. Ce să vă mai zic, prieteni, că moloșiți suntem toți. Haideți că ne revenim. Prieteni, s-a pus ploaia. Vedeți? Plouă. De asta era vremea aia, așa, a zis nemișul. Bine că a plouat, că ne-am revenit cu toții. Prea era așa o căldură, așa, cum să vă zic eu, bolnăvitoare. Era rău, moloșală. Uite, eu m-am apucat să mătur un pic aici. Să iau gunoiul. Vă pun un pic aici, că n-am luat. Am fost la bunica mea și nu mi-am luat trepiedul. Să-mi iau furaș. Îmi place să umblu prin ploaie. Gata. Am mâncat semințe aici aseară. Nu știu ce am mâncat. Că eu în seara stau la bunica mea acolo. Mai merg seara și stau acolo, mi-a stat de vorbă așa, aici m-am plictisit. Mamă, dar săpusă!
M-am mutat toată. Am luat semințele de acolo. Ce mai trebuie? Iar zi eu să fac mâncare. Păi m-am îngrășat de atâta mâncare, fac toată ziua. Păi faceți voi, eu nu mai intru la bucătărie. Bă, la fasole aia galbenă, checi. Păi stai. Păi e puțină. Uite, e puțină. Ce cred că să alegă pui eu? E din aia, de alantă. De care? Ai uitat-o? De la Penny. Păi nu mă duc eu la vecinul și văd dacă mai are. N-a avut, ia și pâine. Da. N-a avut ce să vă roșii aveți. Alea două, trei. Ce să gătesc iar, doamne? Nu mai mă duc. Haide, Mădălina, să facem cumpărături. Că vine taică-miu și iar... Haide să mă duci, mă duci. Unde să te duc, Mădălina? La tata, că am o treabă. Ieri. Treabă de aia șmecheră. Închide. Am și gătit. Mâncarea mea se apropie de final. Nu v-am mai arătat cum am făcut. Fac o mâncărică de cartofi așa. O las mai cu zeamă așa un picuț. Nu mai fac seacă așa. Mai lasă mai fiarbă. Am făcut prăjeală. Am pus la prăjeală când am călit ceapa, ardei gras. Am pus apă, după care cartofi, carnea. Și acum am pus, abia acum am pus un pic de morcov pe răzătoare, că nu am avut și când am cumpărat. Vegeta cum pune noi. Am pus și pasă de bulion înainte, după ce au fiert cartofii. Ia uitați câtă apă pe jos, s-a plouat, tot picură de sus, nu mai zic nimic, dar am picurat și în cap. Am făcut acoperișul. Mhm. Da. Ce tai că tot pe mai sus. Ai și soarele. Iar. Pământul ăsta a rămas, nici nu am făcut floarea. Și-au revenit florile astea. De unde mai trebuie mai tărăcoare? Eu. Mi-am mutat afară și uite ce pățesc acum. Sunt udălioarcă la picioare și în cap. Da. Uite, iar, de câte ori trec, îmi picură în cap. Ia uitați-și pune Mișu. Ce ai făcut? Găinile? Ce vrei și tu? Morcov, ia! Mănâncă morcovul s-a întâlnit. Cine e sus? O repară Dumnezeu?
Tata zicea pe vlogul lui astăzi să pulei cireșele de alea de jos. Pe alea de jos ce mai sunt verzi. Cine urcă atât de sus să culegem cireșele să facem compot sau gem? Dulceață. Adică urc și eu cu scara cât se poate, dar mai sus cine? Femeile, auzi tu, femeile. Să urce femeile. Bărbații le tremură genunchii. A început să înrușească mâncărica mea. Numai că cu tata nu mai de trăit. Cine vorbește bărbatul meu? Lasă-mă, dar îți convine când faci. Ai văzut ce urât vorbește pe vlogul lui? Ce ți-a făcut bărbatul meu? Hai, lăsați-mă în pace. Ce ai făcut, nemișule? Am băutat. Te-ai înnecat? Da. Prieteni, ce să vă mai zic? Eu aștept să-mi fiarbă mâncarea și să mai fac curățenie aici. Și după aia gata. Ia uite, trebuie să mergem. Trebuie? Iar. Iar, Lumina, nu mai mă supăra. Știi că sunt destul de supărată. Și eu sunt supărată, mamă. Uite, mă supără. Tai că mi-o vorbește Iurea. Și mie nu-mi place figuri din astea. Uite, iar îmi plouă în cap de câte ori trec. Uite, n-am niște mărar să pun și eu aici. Mărar. Să vedeți ce mâncărică o să iese aici. Și chiar n-am avut niciun chef să fac. Și a ieșit mâncărică bună. Iar, uite. Îmi plouă pe nază câte ori trec. Ce? Nas. Ți-a acoperit nasul. Prieteni, cam atâta. Ne revedem mâine. Eu vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru tot. Și pentru comentariile dumneavoastră. Și vă rog să mă vizionați în continuare. Cu toate că uneori fac eu vloguri mai plictisitoare, câteodată mai așa. Fac și eu ce pot. Cam atât, prieteni. Bă, pa, pa, pa. Pe vlogul meu să nu vorbești. Păi nu, că mi-e somn. Păi du-te, culcă, stai pe scaun. Nu. Cucă, e cum fac găinile alea. Pa, prieteni.